Președintele Consiliului Audiovizualului Dragoș Vicol și-a prezentat demisia într-o ședință extraordinară desfășurată pe data de 4 decembrie. Despre aceasta se menționează într-un comunicat de presă al instituției, în care însă nu sunt indicate motivele deciziei. Consiliul Audiovizualului mai declară că, în calitate de președinte al Consiliului, prin vot secret a fost aleasă Alaur Soan Toci. Înainte de a deveni membră aceea, în februarie 2019, Alaur Soan Toci a fost șefa cabinetului fracțiunii PSRM în Parlament. În alegerile parlamentare din 2019 a candidat pe listele PSRM. Dragoș Vicol a devenit președintele Consiliului în mai 2017, după ce președintele instituției de atunci, Dinu Ciocan, dar și vicepreședintele Consiliului, Nicolae Damaschin, și-au prezentat demisia.